Oltenilor le este frică să se vaccineze anticovid cu dozele de la AstraZeneca. În acest moment, pe platforma de programare a vaccinării, sunt disponibile peste 2000 de locuri. Cele aproximativ 900 de locuri în centrele din Balș și 1600 din Slatina sunt disponibile pentru dozele AstraZeneca. Medicii susțin că pacienții refuză vaccinarea cu aceste doze din cauza publicității făcute. Ați avut pacienți care au refuzat până acum vaccinarea cu AstraZeneca? Foarte puțin pacienți, datorită faptului că eu am în general pacienți mai în vârstă, care se încadrează la categoria peste 55 de ani. Să vedem ce va fi de aici înainte. Au refuzat să se vaccineze cu AstraZeneca, poate și datorită unui proastei managerieri a imaginii vaccinului de la început. S-a pornit pe ideea că AstraZeneca are o rată de eficacitate mult mai mică comparativ cu vaccinurile Pfizer și Moderna. Apoi, toate celelalte mediatizări din țările europene, cum legate de reacții adverse, legate de refuzul cadrelor medicale din Germania de a se vaccina cu AstraZeneca, consider că au dus la scăderea încrederii în acest vaccin. Cu toate acestea, sunt și olteni care, oricare ar fi vaccinul, ei tot ar refuza imunizarea. Gradul de neîncredere al acestora în vaccinurile anticovid este încă în creștere, cu toate că specialiștii anunță un al treilea val, iar în țară au apărut și cazuri de infectare cu noile tulpini mult mai grave. În momentul de față sunt locuri libere, dar pe AstraZeneca, cu doze AstraZeneca. Nu mă interesează nici Zeneca, nici Pfizer, nimic. Să-mi spună mie, până când o să face lumină în toată treaba asta. Până... Păi da. Dumneavoastră v-ați vaccinat? Nu, și nu mă vaccinez. De ce? Pentru că nu vreau. Nu contează ce doză din tot. Nu contează, să-și facă ei. La polul opus sunt cei care vor să se vaccineze, dar încă nu cunosc procedurile de înscriere pe platformă. V-ați vaccina anticovid? Da, mă vaccinez și m-aș vaccina, dar aștept să mă programeze. Ați fost la medicul de familie să vă programeze? N-am fost că... Dar o să mă duc pe ei, trebuie să mă programeze, nu știam. Eu auzisem că o să pun copii să mă programeze pe calculator, nu știu cum. Sau medicul de familie. Sau medicul de familie. Mă vaccinez, da, 100% mă vaccinez. În momentul de față sunt doze, sunt locuri libere pe AstraZeneca. La noi, Slatina? Da. Sunt locuri libere? Pentru AstraZeneca. Tare, mă, doamnă. Contează pentru dumneavoastră pentru ce mine? Doze de vaccin? Păi eu, dacă știam ce conține ăla, așa, nu mai mă făceam lăcătuși, mă făceam doctor. Nu contează, că nu înțeleg eu ce conține ăla și ce nu conține ăla. Dar eu, unul, mă vaccinez, indiferent cu care vaccin este. În acest moment, potrivit datelor furnizate de către DSP Olt, din cele 33.000 de doze alocate județului, au fost folosite 22.679 de doze, dintre care 3.337 sunt AstraZeneca.